Hei, micuțele mele raze de soare, am ajuns și eu acasă și mă simt destul de nașpa. M-au tot făcut ai mei pe cap și, efectiv, bine, am și fața foarte uleioasă, aparent. Dar, efectiv, am o durere groaznică de cap de câteva zile și am tot ignorat-o, dar acum nu s-a mai putut. M-a masat aici pe cap și, aparent, mi-a trecut cu pentru 50 minute. A căscat de n-am mai putut și n-avem ce să facem. Se mai întâmplă și lucruri de genul ăsta. Mă duc și să mă spăl. De fapt, aștept să iasă taică-mea și mă duc să mă spăl. Încep să editez. Ce ador eu. Ador tare mult momentele astea când trebuie să stau până târziu să editez, dar partea bună a situației este că sunt clipurile destul de scurte. Și nu necesită multă randare. Așadar, mă demachez și eu. Am așa... Ideea e că m-am dat cu alele mele, m-am dat cu unul de la mama, care trebuia să coste undeva la 40 de lei și l-am luat la reducere și, sinceră să fiu, nu merită. Ceva de la Rimmel London, habar n-am. Efectiv, mi-a curs în permanență pe aici și mă mir că mai am, dar în fine, nu mai contează. M-am dat și cu alele două ale mele, numai că am intrat după aia înapoi. Și m-am demachiat, apoi am mai stat un pic și am zis, hai să mă dau iar cu rimel. Și a fost ok. Așadar, aia e. Și până am ajuns acasă, 2-3 ore, efectiv în continuu am găsit numai chestii din alea și le făceam aici și iar luam câteva puncte din alea și nu suport. Bun. Cam asta pe seara asta. Ne vedem mâine dimineață. Haideți să vă arăt cu ce vreau să mă îmbrac eu mâine și să vă explic ce se întâmplă mâine. Mâine se întâmplă așa. Mă duc la muncă și voi avea foarte puține ore. Va trebui să mă duc prin jumbă să cumpăr chestii pentru muncă, adică decorațiuni. Nu multe, pentru că deja avem, dar să mai avem un plus. Nu știu ce filmam, mă uitam la mine. Mai apoi o să avem decorarea efectivă. Și mai apoi mergem la clandestin și mai apoi va trebui să mă duc să sărbătoresc Sfântul Andrei mai târziu decât era cazul cu prietenii mei, unde, din câte am înțeles, la Vogue Cafe. Ideea este în felul următor. Nu contează ce outfit aleg acum, pentru că și ziua următoare va trebui să mă duc la circ, la circul metropolitan. Pe vremea mea se spunea circul Globus. Nu știu dacă are același nume sau ceva, dar pur și simplu acum este alt nume. Și va trebui să mă duc și acolo. Mă duc cu Bia Butterfly, cu copiii cu sindrom Down și abia aștept. N-am fost niciodată cu ei să fac chestia asta și încerc să fac cu ei cât mai multe lucruri, cât mai interesante, să fim acolo împreună. Așadar, acolo am pregătit hainele. Ideea este în felul următor. Am două chestii. Una care e așa, gen cu acest cărămiziu și am un punct. E un rimel acolo? Cred că e rimel.
chestia aia neagră pe care nu știu dacă o prind acum. uite-o. Era aici. Uite-o. Acolo. Da. Deci e niște rime de la mine. Așa, va trebui să șterg oglinda. Deci, am chestia asta care nu are punctul pe ea, logic. Cu pantalona și vișinii. Frumos, nu-i așa, vișiniu? Și, dați așa că aici va fi un chin total. Dați așa degetul. Aha, ăsta. Gata, am reușit. Și, logic, outfitul meu preferat. Negru. Este normal să port atâta negru? Deci, efectiv, mă uit. Așa, efectiv mă uit și zic, clar, da. După aceea vine ăsta. Și îmi spun, bă, merge, îmi place. Și uite așa, nu știu cu ce să mă îmbrac. Dar în orice caz, pe oricare aș lua din treburile astea, să le dau, să le duc înapoi. Oricare din treburile astea le-aș lua. Eu aș mai vrea să-mi iau și pălărie. Pălăria asta, logic, am și urechiușele, da, pălăria asta, dar nu prea merge pentru că cu ăla cărămiziu așa, n-am pălărie cărămizie, deci nu prea mi se pare că merge. Sau pălăria mea negră care se află în mașină, asemănătoare cu aceasta. Problema e și următoare, că știu cu ce să mă îmbrac gen palton. Și o să fie friguț, pentru că am tricou și nici nu vreau să renunț la tricou, pentru că eu mor de cald când intru undeva și sunt în bluză. Și e complicat. Pentru că eu aici am treaba asta, care ați mai văzut-o la mine pe canal, e foarte groasă și foarte mișto și îmi ține foarte bine de cald. Uite că se vede acolo, e foarte lunguță. Doar că mai lasă scame. Eu când am cumpărat-o, eram la H&M și erau reduceri. Iar eu când am cumpărat-o, lăsa extrem de multe scame și de la 100 de lei și ceva cât costa, am luat-o cu 15 lei. Înțeleg de ce a fost 15 lei. Că lăsa scame multe și nimeni nu a cumpărat. S-au gândit și ei că, hei, să facem ceva cu viața noastră. Dar partea bună este că mai am eșarfă, numai că pe aia mi-o doresc. Iar dacă mi-o doresc pe aia, mă să meargă cu mai multe lucruri. Plus că cred că o să mă îmbrac totuși în negru, pentru că am mai multe botine. Însă n-aș vrea să le iau pe cele cremă, pe cele cărămizii, pentru că sunt cu toc. Iar mâine am de alergat. Și nu e vorba că nu e o, iar nu e o problemă, doar că n-aș sta să mă chinui pe acolo și să, adică nu știu, parcă sunt înaltă, știți? Și foarte iurea când într-un loc ești singura persoană foarte înaltă și mai apoi se vorbează toată lumea la tine. Nu-mi place treaba asta. Și mă mai gândesc dacă se le por pe alea cărămizii cu alea la circ. Dar, dați așa, în raiul meu se află ceva. Se află două paltoane. Unu, stați așa să vi le arăt. E ăsta care are chestiile astea și merge chit că sunt îmbrăcată cu negru, chit că nu. Și-l mai am pe ăsta foarte simplu, dar e albastru închis. Da, ăsta albastru închis sau ăsta. Ideea e că ăsta n-are nici buzunare și nici cu ce să leg. Efectiv, nu am cu ce să leg. Ah, ba da, are buzunare, pardon, are buzunare, am uitat. Dar n-am cu ce să leg. Înțelegeți voi care este problemuța mea? Pe de-o parte, nici nu prea am nevoie să mă leg, că nu mă duc nicăieri să mă plimb. Și parcă este mult mai relaxant. Chit că este într-o mărime L, gen. Așa. Deci, da, cred că m-am decis acum cu voi. O să-mi iau alea negre, botinele negre și doar la așa. Iar ca fular, eșarfă, cred că merge la gri, încă mă mai gândesc. Sau poate mi-l iau pe la al meu în carouri și cu asta basă să termin orice discuție. Nu am o eșarfă neagră, ceea ce... Să mă uit pe AliExpress. Am
Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, alegându-mi hainele. Îmi pare rău că vă trec, vă chinui și vă trec prin toate aceste chestii, istorii. Se mai întâmplă. Și am uitat să vă spun. O să mă iuzi de anul. Nu de alta. Dar vedeți voi, în momentul în care alergi după chestii, știu ce înseamnă să te duci în jumbo cu o geantă. M-a prins felinarul. Așa se prezintă situația mea. Și eu... acolo am bugetul. Am 400 de lei buget. Cam așa se prezintă și camera. Încep să editez. Dar cum încep eu să editez? Ce fac, adică? De ce e dezastruos aici? Este dezastru pentru că vreau să mă dintr-o parte în alta chestiile mele, pentru că engleza nu mă rog. Sunt lucrurile pe care le am de obicei la mine când mă duc la bazin, iar în weekendul ăsta care urmează vreau să și fac curățenie în produsele de machiaj. Ideea e că eu chiar nu mai folosesc de foarte mult timp fond de ten și până la vară, când mai încerc eu să-mi estompez roșața, pentru că știți că mă roșesc foarte repede, până la vară n-am ce face, adică pur și simplu nu am de ce să caut cu fond de ten, efectiv. Deci n-am de ce să pun fond de ten pe față. Așa, dar vreau să arunc fondurile alea de ten și efectiv să mi mai fac un alt la ordine pe acolo, gen, pentru că ce să vedeți voi, eu produsele pe care le am pentru igienă, gen șampon, cam de-astea, de multe ori le mai iau după mine, alte ori le las la muncă, pe alea le schimbez. Însă, de exemplu, deodorantul nu prea l-am mai folosit și vreau să-l schimb, pentru că eu am o problemă, cum unii oameni au o problemă cu periuța de dinți, o schimbă la 3 luni efectiv punct, așa sunt eu și cu periuța de dinți, dar și cu deodorantul. Adică, gen, dacă eu deodorantul Rolon nu l-am folosit des timp de o lună, două, nu-l mai folosesc. Aia e, ce să facem. Așadar, începem să edităm.